Omul de afaceri din Valea Jiului, Georgel Lascăr, care a fost implicat în cursul zilei de marți într-un accident de circulație, a fost transportat cu elicopterul la Spitalul Casa Austria din Timișoara, unde a fost operat. Pasagerul din dreapta, consilierul Marin Coltescu, se află în afara oricărui pericol. Accidentul a avut loc marți în localitatea Băiești.